Deși este un scenariu puțin probabil, mulți oameni se gândesc ce s-ar întâmpla dacă Rusia ar ataca România. Având în vedere impredictibilitatea lui Putin, chiar dacă NATO ar apăra țara noastră, nu putem ști cu exactitate ce se va întâmpla și ce va decide Putin să facă. După ce sute de mii de soldați s-au mobilizat la granița Ucrainei, primul pas al generalilor ruși a fost cucerirea orașelor port și aeroporturilor. Unul dintre obiectivele vizate de pe harta Ucrainei a fost Mariupol, un oraș port, urmând Berdiansk, și el tot oraș port. În multe dintre aceste ocazii, statele invadatoare nu vizează doar țintele militare și infrastructura. În multe cazuri, statele cuceresc orașele port și aeroporturile pentru ca statul invadat să nu mai poată primi provizii și ajutor. Un port sau un aeroport blocat înseamnă pierderi uriașe pentru cei cotropiți, a explicat un analist politic. Întrebat care ar fi primul oraș invadat din România, acesta a răspuns: probabil Constanța ar fi orașul vizat. Pe lângă faptul că este mare oraș-port, este unul dintre cele mai expuse orașe de pe flancul estic al NATO. În plus, este destul de apropiat de baza militară Mihail Cogălnicianu, o bază militară NATO. Din cele 30 de țări membre NATO, România se află cel mai aproape de Federația Rusă, un principal dușman al Alianței Nord-Atlantice. Constanța, cu aproape 300.000 de locuitori, se situează pe locul 5 în clasamentul celor mai mari orașe din România. Acolo există 72 de buncăre, care aparțin de Serviciul Inspectoratului Municipal de Protecție Civilă. Cel mai mare buncăr însă este cel de sub sala sporturilor, dar nu mai este funcțional de peste 50 de ani. Îți mulțumesc că ai privit până la final. Dacă ți-a plăcut ce ai văzut și nu ești abonat, am să te rog să apeși pe butonul de subscribe pentru a vedea mai multe clipuri de acest fel și să apeși și pe clopoțel pentru a primi notificări despre canal. La revedere!